you <us> Bine v-am găsit la o nouă ediție Afaceri de la Zero, emisiunea ziarului financiar în care punem în lumină micii antreprenori din România. Numele meu este Alina Vasiliu, sunt jurnalist la ziarul financiar, iar de la invitații mei de azi, Tony Mandin și Mihai Costea, aflăm povestea Wastebill, un business în domeniul gestionării deșeurilor atât de actual în zilele noastre. Bună! Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru, pentru prezență! Mult Spuneam că povestim despre un business foarte actual în ziua de astăzi, într-un context, într-o perioadă în care vorbim despre sustenabilitate, ESG, reciclare, din ce în ce mai des. Voi Așa. veniți cu o soluție tehnologică, nu? O soluție digitală pentru companii legată de zona aceasta de deșeuri. Hai să vedem cine vrea să înceapă. Tony, hai să începem uh, cu tine. Da. <laughs> Povestește-ne uh, tu. Ce înseamnă Wastefield waste când field? a luat naștere? Uh, Wazebill este o platformă online, este o platformă de tip SaaS, uh, de mediu, uh, creată pe conceptul one stop shop. Uh, uh, este creată pentru a ajuta companiile să fie aliniate la legislația de mediu, deci nu este doar despre uh, gestiunea deșeurilor. Uh, la acest moment uh, WasteBill uh, Uh, aplicația integrează trei module mari, să zic, active și multe altele în plan de dezvoltare. Uh, gestiunea deșeurilor, Academia de Mediu și Marketplace-ul de Mediu. Ce presupune fiecare din ele? Uh, gestiunea de Mediu uh, digitalizează tot procesul de uh, evidență, gestionare și raportare de mediu pentru companiile care au nevoie de... de fapt, pentru toate companiile. Academia de Mediu ajută responsabilii de mediu să învețe, să fie educați în domeniu. Avem tot felul de articole, de studii de caz, workshop-uri și, practic, tot felul de informații din domeniu. Iar Marketplace-ul de Mediu integrează cumva uh, facilitează interacțiunea dintre responsabilii de mediu și companiile care au nevoie de serviciile de mediu da, De la ce pornim? Ce, spuneai că până la urmă toate companiile sunt vizate și trebuie să se ocupe de aceste da. responsabilități Care sunt responsabilitățile comune tuturor companiilor indiferent de domeniu când vine vorba de mediu? Uh, gestiunea deșeurilor deci, fiecare companie. Orice companie, indiferent de domeniul în care exact. activează, are responsabilitatea exact. Asta legat. Să vă dau ca exemplu, imaginați-vă o companie are nevoie de a depune orice, a depune bilanțurile și toate actele contabile, de exemplu, la ANAF. Uh -huh. Ei, Noi suntem echivalentul. De la Ministerul Finanțelor, noi ne ocupăm cu partea de mediu. Noi trebuie să raportăm aceste documente pe partea asta de mediu. Deci e un fel de echivalent. Ce se depune pe partea de finanțe, noi depunem pe partea de mediu. Dar voi preluați cumva o responsabilitate a companiei sau doar îi facilitați doar raportarea? Facilităm, doar facilităm. Practic oferim niște soluții digitale care facilitează tot procesul acesta. De asta și avem conceptul de la hârtie la tehnologie și practic am transpus diverse formate de hârtie sau chiar Excel-uri am transmis într-o aplicație intuitivă ușor de folosit și care ar trebui să ajute practic în procesul acesta de raportare. Adică o companie ar trebui oricum să raporteze unde? La Ministerul Mediului? Bineînțeles. Ce face plată. cu deșeurile și cum le gestionează? Exact. exact. Având opțiunea de a avea teancuri de hârtii și dosare. Exact. Practic. Voi veniți cu opțiunea digitală. Hai să adunăm toate aceste informații pe o platformă, astfel încât să nu mai irosim atâtea tone exact, de hârtii. Exact. Asta este conceptul din spate. Uh, tot ce facem noi, ideal era să trimitem toate aceste informații automat către o platformă a mediului. Dar, din păcate, mediul nu are un uh, sistem care să ne permită Ministerul. să ne legăm la el. La asta te referi, la minister? La minister, dar Ministerul Mediului nu are un sistem care să ne permită să ne legăm la el. Am avut chiar și întâlniri programate cu reprezentanți din Ministerul Mediului, în care să venim cu propunerea aceasta de a crea un sistem de conectare la platforma lor și. Au fost confirmate întâlnirile, dar nu a venit nimeni, din păcate. Sperăm că pe viitor o să ajungem și în punctul în care o să ne putem conecta direct la o astfel de platformă, pentru că noi ajungem într-un punct în care simulăm niște ecrane exact precum sunt ecranele din platforma mediului, și practic un responsabil de mediu trebuie să intre manual și să copieze aceste informații și să le pună în platforma mediului. E un pic de muncă în plus, uh -huh. dar sperăm ca în viitor. Să ajungem la punctul în care toate aceste lucruri se întâmplă în mod automat. Uh -huh. Pentru că așa ar trebui să funcționeze o platformă. Da, toate datele care se strâng pe platforma voastră sunt uh, trimise mai departe de voi sau tot de către clientul care le introduce? Tot de către clientul de către. care le introduce, da. Tocmai sau de din consulta. acest motiv. Uh -huh. no. Pentru uh -huh. că nu am putut integra direct cu uh, sistemul statului. Dacă vă nu imaginați în, în contabilitate. Avem programe care trimit automat bilanțurile, trimit automat raportările la Ministerul Finanțelor. În schimb, la mediu, nu avem așa ceva, nu avem momentan. Dar am înțeles că ar fi în dezvoltare astfel de uh, platforme care să ne permită să ne conectăm la ele. Deci, uh -huh. suntem pregătiți pentru ceea ce ne pregătește Ministerul Mediului. Câți clienți aveți până acum? În acest moment avem 500 de companii, din care, să spunem, amestecat companii și consultanți uh, 500 și ceva. Ok, deci aveți și, și care consultanți care reprezintă alte companii. Exact, exact. Uh -huh. Avem consultanți care au un portofoliu, de exemplu, mai multe companii. Uhum. Avem practic două uh, tipuri de cont. Avem conturi de companie și conturi de consultant. Contul de companie este acel cont în care compania singură își gestionează gestiunea deșeurilor sau se educă singură, angajații ei se educă singur prin Academia noastră. Pe cealaltă parte avem consultanții care pot să aibă în portofoliu mai multe companii și fac gestiunea fiecărei companii în parte în contul lor. Cât plătește o companie sau un consultant pentru a avea acces la platforma voastră și a o și a introduce acolo datele de care are nevoie? Avem două tipuri de conturi. Contul de companie costă 30 de euro lunar, iar contul de consultant costă 4,97 de euro pe lună per companie. per companie. Per punct de lucru. Da, per punct de lucru din companie. De exemplu, o companie poate să aibă mai multe puncte de lucru. Poate să aibă un punct de lucru în Iași, un punct de lucru în București și în funcție de cât de multe puncte de lucru are, plătește în funcție de acestea. Uh -huh. Cum arată datele pe care le introduc companiile în platformă? Dați-ne câteva exemple să înțelegem exact despre ce informații vorbim, cum se introduc, cum sunt procesate, da. cum, cum simplifică asta viața companiei, pentru că până la urmă de asta a asta nevoie asta Este vorba. Da. Am implementat două metode, pentru că în piață am discutat cu consultanții de mediu și am aflat că... Unii au o tehnică, alții au o altă tehnică de a înregistra. Eu așa un fel de haiducie. Și noi am zis, hai să acoperim ambele variante. Și prima variantă este să transpunem un Excel într-un format digital, într-o aplicație și practic toate informațiile pe care acești consultanți înainte le puneau într-un Excel, acum ei le pun în aplicația noastră tot așa în formă de tabele. Însă cealaltă variantă, care este mult mai smart, mult mai intuitivă, presupune de pe foile de transport, așa numitele anexe, anexa 1, 2, 3, care sunt generate de către colectori sau transportatorii de deșeuri, ei preiau aceste anexe și din aceste formulare încep să adauge informațiile în platformă, iar platforma face calcule automat. Aici e plusul pe care îl aduce USB-ul pentru că începe să calculeze și are în spate niște algoritmi care, într-un final, generează niște raportări complexe pe baza inputului de date. Uh -huh. Deci, la final, până la urmă, compania vrea să afle cât are de plătit pentru deșeurile pe care exact. le-a generat. Ea vrea să știe cât are de plătit, ce deșeuri s-au valorificat, ce deșeuri s-au eliminat, ce deșeuri încă mai sunt în stoc. Și astfel de informații platforma, într-un final, le oferă companiei sau consultantului de mediu. Prin raportări. Uh -huh. Bun. Toni, voi aveți și o uh, componentă de consultanță pentru uh, clienți. Vine un client care spune: Uite, eu am o companie, am o firmă, știu că trebuie să raportez, dar habar nu am ce trebuie să fac și ce date, ce informații trebuie să colectez și să introduc aici. Pentru asta avem Veniți Academia și cu de mediu. Consultanță, da? Uh, da, nu avem consultanță propriu-zis, nu avem consultanți care să oferă consultanță decât. Uh, prin colega noastră, Georgiana Voina, care, din păcate, n-a reușit să ajungă astăzi, este expert de mediu. Ea oferă o anumită consultanță pentru clienții noștri, cei care se împotmolesc, să zic așa, în proces. Dar, prin intermediul Academiei de Mediu, noi educăm și avem tot felul de tutoriale este foarte simplu cu ajutorul acelor tutoriale și oricum platforma este destul de intuitivă și noi îi uh, uh, chiar chiar ne dorim să îi ajutăm să își facă singur, să-și țineți singur evidența și tot procesul, dar există și varianta că ne-am gândit de asta am făcut și acest one-stop-shop. Uh, există și varianta Marketplace-ului de Mediu, în care dacă uh, companiile care chiar nu doresc să își, își țină singuri sau să-și bată capul cu așa ceva și nu sunt obișnuite, nu au timp sau din orice alt motiv, există Marketplace-ul de Mediu în care am invitat uh, consultanți de, specialiști de mediu uh, să-și uh, promoveze. Serviciile de mediu acolo. Uh, chiar dacă, cumva, noi ne sunt uh, uh, concurenți, da, uh, nu avem nicio problemă atât timp când noi putem să le oferim clienților noștri și potențialilor clienți uh, toată gama de servicii. Adică pot să apeleze la companii? Își care pot să alege. Exact. 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 Noi am invitat să își uh, prezinte serviciile, toate serviciile de mediu. În cadrul platformei, și pot alege efectiv cu cine să lucreze, în funcție de serviciile pe care și le-au prezentat. Vorbim, spuneam, spuneam, Mihai, de fapt, despre 500 de companii pe care le aveți până acum printre clienți? Da, utilizatori. Companii și consultanți. Așa. Din ce domenii de activitate vin cel mai, cele mai multe dintre ele? Uh... Cred că aici, aici Mihai așa, ne așa, ne din haine da, poate să. Din conform statisticilor avem cei mai mulți din partea de import export, cei care importă produse din afară, avem din industria transporturilor, din industria auto avem clienți, servisuri auto, cam din toate domeniile. Chiar în toate domeniile avem și companii de etilat. Într-un final, orice companie este producătoare de deșeuri și dacă ești o firmă mică și ai o imprimantă în birou, teoretic și conform legii, ești generator de deșeuri și ești obligat să-ți faci raportările. Deci, cu alte cuvinte, orice companie, indiferent de domeniu, ar trebui să fie înregistrată într-un astfel de sistem. Cât plătește o companie pentru uh, sarcina asta, pentru faptul că gestionează deșeuri? Uh, păi, dacă ar fi să folosească platforma noastră, costul este de 30 de euro pe, pe nu, lună. Nu, cât plătește pentru deșeuri, efectiv, pentru către deșeuri. Ministerul Mediului. Uh, păi în funcție de ce cantități se adună pe stoc, de, de regulă, fiind companie mică, dacă își gestionează hârtia și o reciclează sau ceva, ajunge să nu plătească nimic la un moment dat. Uh -huh. Aici sunt întrebări mai degrabă legate de legislația de mediu la care nu știu să vă răspund exact care s-ar fi costurile implicate aici. Uh, nu pot să vă spun exact deci, diferă oricum în funcție de domeniul de activitate, Bine de cantitatea înțeles. de deșeuri pe care o generează. Da, de, de cât de poluantă exact, exact, exact. Dacă sunt cu deșeuri periculoase, cu uleiuri, acolo sunt alte costuri. Dacă sunt cu deșeuri menajere, de exemplu, acolo uh -huh. sunt alte costuri. Diferă prețul. Am înțeles. Păi, cum ați ajuns la ideea asta? De unde v-a venit inspirația să faceți o asemenea platformă? Uh, ideea. Și când s-a întâmplat asta? Nu știu dacă. În 2019, nu 19, cred că am. Deci menționat. au trecut 5 ani de au când Au trecut deja 5 ani, da, incredibil. Uh, ideea pornit uh, de la Georgiana Voina, colega noastră, uh, care la acel moment uh, uh, simțea nevoia de a scala business-ul. A apelat la un consultant uh, de business uh, care i-a propus această soluție de a crea o platformă prin care, care de fapt să-i automatizeze munca și se poate prelua și deservi mai mulți clienți. Și atunci au ajuns... Ea era consultant la ea este, este, da, da, și este da în continuare. A fost, da, este consultant, expert de mediu chiar, este foarte bună și ne leudăm cu asta <laughs> în domeniu, este apreciată și tocmai pentru că era deja chemată la tot felul de evenimente și efectiv nu mai avea timp să preia câți clienți și-ar fi dorit să preia, atunci au ajuns la soluția asta și au dat seama că, bineînțeles, nu pot face asta singur și au nevoie și de un specialist în marketing, așa au ajuns la mine, Uh, și, bineînțeles, de un programator foarte bun. Și așa am ajuns la Mihai. Da. Uh, așa am ajuns. Da. Dar în 2019, cum era piața? Erau companiile. Pentru că acum, așa cum spuneam, suntem într-un context în care se vorbește foarte des despre responsabilitate față de mediu și sustenabilitate. Și cumva asta poate a născut și în foarte multe companii, în foarte mulți antreprenori, spiritul ăsta și responsabilitatea. În 2019, contextul nu era așa. Probabil că asta era undeva la coada lucrurilor de făcut, după toate prioritățile unei companii. Ok, trebuie să facem și asta. Așa este. Cum era piața atunci? Piața nu era atât de educată. Am avut chiar surpriza în 2021 să vorbesc cu un antreprenor român cu cifre de afaceri de milioane de euro și să spună că a, păi nu am nevoie de așa ceva, că dacă vine, iau o amendă, rezolvă, da, da. rezolvăm. Prefer cumva, să plătesc amenda să decât să-mi bat capul să, exact. -o plătesc, să nu am am, plătesc. Am avut un șoc. Asta a fost un, o mentalitate foarte greșită și am avut un șoc. Stai puțin că aici este o problemă în piață. Nu ne apucăm ne acum să educăm piața, că nu avem capacitatea asta, dar măcar să trezim o conștientizare în. conștientizare inima antreprenorilor că este o problemă, trebuie să rezolvăm cumva treaba asta. Și atunci am venit cu ideea și legat de idee, când am fost contactat de Tony și de Georgiana Voinea, eu fiind în IT, foarte multă lume mă oprea și îmi spunea Mihai, hai să ne asociem să facem ceva, am o idee extraordinară, dar cu alte cuvinte, dacă e de pe stradă orice om, o să vezi că are o idee dar implementarea este cheia. Și încă o altă, un alt aspect foarte important este cu cine te asociezi, să fii sigur că aveți valori comune, că sunteți pe aceeași frecvență, că rezonați, că vă înțelegeți, pentru că cei drept am fost, fiind, având o companie de IT în spate, am fost asociat și cu alte persoane și pe alte proiecte și am avut așa tot felul de experiențe, unele mai plăcute, unele mai puțin plăcute și am fost, recunos la început puțin reticent să mă gândesc mai încep o nouă colaborare sau nu. Însă, datorită faptului că o cunoșteam deja pe Tony, o știam deja pe Georgiana. A fost foarte ușor să ne asociem și să începem să dezvoltăm ceva ca lumea. Și mm -hmm. să credem în ideea asta. Acum, cum vezi mentalitatea antreprenorului român în general? A... Asta comparativ cu discuția din 2021, cu situația din 2019, când presupun că lucrurile erau într-un stadiu și mai incipient. <gântu -i> cum e azi? A Cât de mare e gradul de conștientizare? A crescut conștientizarea considerabil. Deja oamenii au uh, mentalitatea asta de a recicla au gândul ăsta că hai să mai facem, este și concept de economie circulară, cum se încurajează lucrul acesta, cum avem și SGR-ul cu returnarea ambalajelor. Deja lumea începe să fie mai educată. Eu mi-aduc aminte cu un, în urmă cu trei ani, am locuit în Olanda și am fost nevoit să plătesc o amendă de 6 de euro pentru un gunoi pe care l-am lăsat din greșeală undeva, într-un loc nepotrivit, lângă un tomberon că nu mai încăpea. Și am luat o amendă de 6 de euro acum 5 ani. Deci gândiți-vă, în România nu exista așa ceva și ce acum poate. Dar suntem acum ne îndreptăm spre o direcție, mai preluăm și noi de la alții mai învățăm mai. Uh -huh. Dar conștientizarea asta crezi că vine din, chiar așa dintr-o dorință de a fi responsabil față de mediu, sau tot din cauza bă, constrângerilor, de teama amenzilor, de teama sancțiunilor? Aș zice că mai degrabă. Adică vine bă, din spiritul civic poate că și e peste tot. tot peste tot auzim de, uh, de reciclare și auzind același cuvânt, over and over again, în continuu, încep să te iei după lume. Vezi că toată lumea face așa, hai să facem și noi. Vezi că toată lumea pune cartonul la carton, la tomberon, te pui și te apuci și tu să faci același lucru. Uh -huh. Că ne mai luăm și unii după alții. Mai ales că am plecat mulți în vest, am văzut cum se face o reciclare corectă, am învățat și începem și noi. Ca cetățeni și prin urmare și companiile, la fel. Uh -huh. Apropo de sistemul garanție-returnare, v-ați implicat cumva în asta? Știu că și acolo a fost o platformă IT dezvoltată, v-ați gândit sunt să deja multe să platforme. Implicați? Sunt deja multe platforme în partea aceasta și am zis că nu ne mai băgăm, dar există ca idee în continuare. Pentru că noi avem dezvoltate, cum spunea și colega mea Toni, câteva module, dar în continuare avem pe listă foarte multe alte chestii de făcut, precum impactul de carbon, precum SGR-ul și gestiunea ambalajelor, și alte gestiuni care sunt necesare pe partea de mediu. Deci avem în continuare multe, multe planuri. De asta și avem nevoie de finanțare, de asta și căutăm <laughs> investitori. Bun, hai să povestim despre asta. Cum v-ați finanțat până acum? La cât s-a ridicat investiția pe care ați făcut-o? Prima dată am început cu bani de acasă. Fiecare a venit cu bani, dar la un moment dat când ne am asociat a apărut un uh, grant. Erau se chema Climate Click Accelerator. Și a fost un concurs, am venit noi trei bine pregătiți cu un pitch. De fapt am fost ne patru la acea vreme, da. cu un pitch bine realizat și au fost foarte mulți concurenți. Și culmea din toți, șase companii au fost desemnate câștigătoare, printre care și Wazebill și am primit o finanțare de 20.000 de euro, bani nerambursabili cu care am putut să pornim pe partea legală, de exemplu. Am putut să facem chestiile legale, cum ar fi contractele, termenii și condițiile. Chiar ne-am și înregistrat marca la OSIM. Adică am făcut așa ca la carte. Noi inițial eram așa mai pe haiducie. Hai să facem, să fim ca startup cu viteză înainte, cu motoarele turate, dar stai puțin. Hai să ne ocupăm și de partea legală. Să nu ne trezim că ne dă cineva în judecată că s-a întâmplat ceva. Nu știu, a... Mi se pare că cifra aia nu e corectă. A trebuit să ne acoperim toate aceste aspecte și, prin urmare, a trebuit să investim și pe partea legală și pe partea de uh, marcă și așa mai departe. Cât a fost investiția inițială? Uh, investiția fiecăruia dintre noi a fost în jur la vreo 5.000 de euro, după care încă 20.000 de euro din uh, grant și pe parcurs s-a mai finanțat unde a fost nevoie să mai dezvoltăm în plus. Aici a fost partea că eu având companie de IT, am finanțat pe partea de IT, am avut echipa mea de programatori pe care am implicat un proiect împreună cu mine, eu fiind arhitectul, colegii mei programatori, am putut să dezvoltăm și a fost mai ieftin, să spun așa. că Dacă ar fi fost uh -huh. să externalizăm, ne-ar fi costat și mai mult. Dar cu toate astea, am așa avut două alte companii de IT la care am externalizat și am dezvoltat împreună cu ei. Uh -huh. Și ca venituri, în momentul acesta, WhatsPel unde este? Cum a fost la momentul acesta suntem pe break even <laughs> nu mai aducem bani de acasă. Asta deci ați recuperat bol. investiția? Încă mai avem de investiții dar suntem pe break în lucrurile merg de la sine um, și la cum avem noi în plan ar trebui să mergem pe creștere începând de anul acesta și cu tehnologiile noi abordate ar trebui să ne ducem doar în sus. Uh -huh. Mai exista sau poate acum mai există platforme similare cu ceea o, ce faceți da. voi? O, da. În Există 2019 de ce mai exista ceva asemănător? Erau tentative de astfel de platforme, într-adevăr, am văzut unele platforme, dar niciuna nu avea ce voiam noi să facem. Fiecare făcea ceva sau altceva și noi am zis hai să facem puțin diferit lucrurile și am venit cu ceva diferit de restul. Și acum spui că există multe astfel de sunt, platforme Sunt, în Sunt cel puțin vreo 8-9 platforme, am văzut, însă nu toate au aceeași abordare. Unele fac o parte, altele fac altă parte. Noi uh -huh. încercăm să facem un one-stop-shop, cum spunea și colega noastră, adică să acoperim mai multe, de la educare până la marketplace, cu AI și alte chestii mult mai complexe pe viitor. Uh -huh. Care sunt planurile, Toni? Pentru că spunea Mihai că aveți mai multe planuri și că voi puteți extinde platforma asta în mai multe direcții. Așa este, da. În primul rând vrem să dezvoltăm modulele, de fapt nu, am sărit puțin peste modulele care sunt foarte importante de dezvoltat pentru responsabilii de mediu, cum ar fi modulul de ambalaje pe care toți responsabilii de mediu îl solicită. Și am sărit un pic doar pentru că vrem să ne aliniem cumva la era AI și să am dezvoltat, de fapt, colegul meu este acum în dezvoltare, așa pe final, un asistent virtual care va ajuta foarte mult este instruit de către noi cumva prin legislație și prin toate materialele pe care colega mea Georgiana Voinea, colega noastră Georgiana Voinea le-a construit Uh, noi le educăm astfel încât să ofere răspunsuri la orice întrebare de mediu. Și îl las pe colegul meu să dezvolte da. este foarte mm -hmm. interesant. Da, deci avem acesta aici care a învățat aproape toată legislația din România de mediu și nu doar legislația, ci și diferite spețe, cazuri, studii de caz. L-am antrenat pe chestii concrete, pe situații reale și dacă vine în momentul de față o companie și spune, de exemplu, am un serviciu auto și spun care sunt obligațiile mele de mediu în calitate de serviciu auto. Și începe să spună exacta, eu exact, ai obligat, conform legii, cu tare trebuie să faci asta, asta, asta. Mm -hmm. Și pot să scrii întrebări destul de complexe Și aiul nostru știe să-ți dea exact răspunsul pe care îl aștepți de la un consultant, poate în două, trei zile. AI-ul nostru îl poate da în câteva secunde. Pe spețe concrete. Pe spețe concrete mm -hmm. și extrem și de detaliate. Eu vă spun sincer, am rămas șocat când am văzut capacitățile lui. Am verificat împreună cu colega mea, Georgiana, să vedem dacă lucrurile sunt adevărate. Că uneori mai știm că eu mai fabulează, o mai are pe arătură, dar în cazul nostru, fiind antrenat concret pe legi, pe legi, am rămas șocat. Am rămas șocat cum putem vorbi cu el. Vorbim ca un consultat, ca o persoană adevărată, care este foarte bine pregătită, extrem de bine pregătită. Și credeți-mă că, din punctul meu de vedere, consider că asta e direcția potrivită, pe care am ales-o acum cu AIU, pentru că o să schimbe lucrurile în piață. Și cred că suntem printre singurii care avem aici pe partea de mediu. Am Este căutat deja și implementată soluția? Sau avem o... soluția pe un mediu de testare. Încă nu i-am dat drumul public Pentru lansată. că vă spun că mi-e un pic frică ce o să se întâmple în piață și vrem să o mai testăm să vedem. Ce o să se întâmplă când îi dăm drumul? Uh -huh. Deci, urmează. urmează, urmează este, da. funcțională, este funcțională? Urmează să o lansăm. Îi pregătim acum lansarea. Chiar l-am botezat pe AIU, nostru îl cheamă Waste Billy, pentru Așa, că este. e în rezonanță cu Waste Bill, da, proiectul da, 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 nostru. Da. Și e destul de smart al nostru, Waste Billy, E copilul nostru. Da, abia așteptăm, suntem. Chiar așteptăm momentul ăsta. Suntem deja în lucru cu lansarea. Și foarte curând vom face asta. Dar, revenind la întrebarea ta, uh, planurile noastre nu se opresc aici. Uh, ne dorim foarte mult să construim și celelalte, să dezvoltăm și celelalte module care, îți spuneam, uh, de fiecare dată când suntem contactați de uh, consultanții de mediu, de specialiști, uh, ne întreabă. Dar modulul de ambalaje sau modulul de baterii, uh, modulul de uleiuri, celelalte module care sunt foarte importante pentru specialiști, uh, desigur că ne dorim și aveam un plan de la început. Uh, chiar uh, modulul de ambalaje este deja uh, inițiat, uh, chiar uh, chiar cu o parte din finanțare ne-am ne -am ocupat de, de acest aspect, uh, doar că este foarte complex. Este foarte complex și, din păcate, nu a fost suficientă finanțarea pe care am avut-o și uh, avem nevoie de o altă finanțare și, chiar cum spunea colegul meu, uh, suntem deschiși la uh, investiții și uh, la discuții cu investitori interesați de acest domeniu. Sunt sigură că sunt foarte mulți. E, noi, Chiar nu am lansat până acum uh, uh, această invitație, dar uh, ne-am hotărât uh, pentru că vrem să accelerăm. Vre vrem să accelerăm pentru că este nevoie de așa ceva și vrem să avem efectiv ceea ce ne-am dorit, one stop shop, dar un flux complet. Mm -hmm. Cu toate serviciile. A, exact, cu toate serviciile incluse, da. Am înțeles. Bine, păi vă doresc multă baftă să mulțumim, ajungeți mulțumim. în punctul în care v-ați propus să ajungeți mulțumim, și să aveți cât mai mulți clien... clienți. V-ați setat o țintă la câți clienți ați vrea să ajungeți? Avem o țintă să prindem măcar 50% din piața din România. Uh -huh. adică vrem... Și acum cât aveți? Puțin. 500 de companii din câte companii în sunt în România. 800, e, o, e o cifră mică, e un procent mic. Bun, dar sunteți pe drumul cel bun. Sunteți ați început. Suntem. De o să vină ei către noi în momentul în care o să intrăm cu ceva inovativ în piață și o să se întâmple foarte curând. Păi uite, așa că vă așteptăm. O e... <gri> O să vină o să facă inovație aici. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc mult de rău. Mulțumim, Mulțumim și, noi. și noi. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit și nu uitați că vă așteptăm și la următoarele ediții ZF Afaceri de la zero Pe curând!